Salut! Bun venit la cursul de limbă germană pentru începători! Și acum haideți să învățăm câteva cuvinte despre dormitor. Cum spunem în limba germană dormitorul? Das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Ce înseamnă motamo Schlafzimmer? Camera de dormit, deci dormitorul. Schlaf înseamnă somn și Zimmer înseamnă cameră. Deci este un cuvânt compus din Schlaf și Zimmer. Das Schlafzimmer. Haideți să vedem întâi cuvintele. Das Bett. Das Bett este patul. Der Nachttisch. Der Nachttisch este noptiera. Die Lampe. Die Lampe înseamnă lampa. Das Kopfkissen. Das Kopfkissen este perna. Și aici avem un cuvânt compus din Kopf și Kissen. Ce înseamnă Kopf? Înseamnă cap. Și Kissen este perna. Deci perna de pus sub cap. Das Kopfkissen. Haideți să trecem mai departe. Das Bettlaken. Das Bettlaken este cerceaful. Schlafen. Schlafen. A dormi. TikTok öffnen. TikTok öffnen. A deschide TikTok. Die Decke. Die Decke. Plapuma. Die Hausschuhe. Die Hausschuhe înseamnă papuci de casă. Der Teppich. Der Teppich este covorul. Și ultimul cuvânt este iarăși un cuvânt compus. Der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank înseamnă dulapul de haine. Deci este format din Kleider, care înseamnă haine, și Schrank, care înseamnă dulap. Deci dulapul de haine. Haideți să repetăm cuvintele pentru a le reține mai bine. Das Bett. Das Bett. Der Nachttisch. Die Lampe. Das Kopfkissen. Das Bettlaken. Schlafen. TikTok öffnen. Die Decke. Die Hausschuhe. Der Teppich. Der Kleiderschrank. Să trecem mai departe și să vedem și propozițiile. Laura machte das Bett, steckte das Laken aus, legte das Kissen hin und brachte die Bettdecke. Haideți să repetăm. Laura machte das Bett, steckte das Laken aus, legte das Kissen hin und brachte die Bettdecke. Ce înseamnă asta? Laura a făcut patul, a întins cerceaful, a așezat perna și a adus plapuma. Er nahm sein Handy vom Nachttisch, schaltete die Lampe ein und öffnete TikTok. Să repetăm. Er nahm sein Handy vom Nachttisch, schaltete die Lampe ein und öffnete TikTok. El a luat telefonul mobil de pe noptieră, a aprins lampa și a deschis TikTok. Florian kann nicht schlafen, weil er sich Sorgen um seine Mutter macht. Florian kann nicht schlafen, weil er sich Sorgen um seine Mutter macht. Ce înseamnă asta? Florian nu poate dormi pentru că își face griji în legătură cu mama lui. Die Hausschuhe lagen auf dem Teppich. Die Hausschuhe lagen auf dem Teppich. Pe covor se aflau papucii de casă. Anna öffnete den Kleiderschrank und wählte ein Kleid aus. Anna öffnete den Kleiderschrank und wählte ein Kleid aus. Anna a deschis dulapul de haine și și-a ales o rochie.
Haideți acum să o luăm de la început și să repetăm toate propozițiile. Laura machte das Bett, streckte das Laken aus, legte das Kissen hin und brachte die Bettdecke. Er nahm sein Handy vom Nachttisch, schaltete die Lampe ein und öffnete TikTok. Florian kann nicht schlafen, weil er sich Sorgen um seine Mutter macht. Die Hausschuhe lagen auf dem Teppich. Anna öffnete den Kleiderschrank und wählte ein Kleid aus.